No, când vine metroul și la Cluj? Întrebarea ardelenilor are de azi un răspuns. Peste 11 ani, că ce atâta grabă? Lăsând gluma deoparte, primii pași pentru realizarea proiectului de 1 miliard de euro au fost deja făcuți. Dacă lucrarea va fi dusă la capăt cu succes, Clujul se va putea mândri că e al doilea oraș al țării în care va circula metroul Cluj-Napoca, evident. Este momentul în care muncitorii fac primele foraje pentru studiul geotehnic al viitorului metrou din Cluj. Consilierii locale au aprobat deja studiul de prefezabilitate care stabilește dacă e oportun și realizabil un asemenea proiect. Încercăm să găsim cea mai bună soluție cu privire la traseu. Sunt 3 variante de traseu și aceste studii geotehnice ne vor indica, de fapt, care este varianta ideală și cu costurile cele mai mici în vederea realizării proiectului. Traseul metroului ar urma să se întindă pe 15 km, iar prima din cele 14 stații va fi în comuna Florești, de unde zilnic fac naveta către Cluj-Napoca 10.000 de oameni. Pentru a se reduce costurile, metroul ar urma să intre în subteran abia aici, între Cluj-Napoca și Florești. Din acest loc vor mai urma încă 9 stații, amplasate la o distanță de aproximativ 1 km între ele. Studiul de prefezabilitate arată că pentru a fi profitabil acest proiect, trenurile ar trebui să circule la un interval de 3 minute și să transporte 11.400 de călători pe oră pe un singur sens în zona urbană. Autoritățile vor să lege metroul și cu o garnitură de tren. Aici, în partea estică a orașului, în cartierul Mărăști, magistrala de metrou va ieși din subteran și se va intersecta cu linia de tren metropolitan care va circula pe actuala infrastructură CFR. De aici, călătorii vor putea ajunge până la Bonțida, la peste 20 de kilometri distanță. Proiectul are o durată de realizare de aproape 11 ani. Din această perioadă, timp de 7 ani, se va lucra efectiv în teren. Cei mai mulți bani din miliardul de euro preconizat vor veni din fonduri europene. Ar fi o idee bună, dar nu știu dacă se va realiza. Ar trebui să se ușureze circulația. Faptul că vin din Florești și chiar prin Grigorescu circulă lumea, mașini, s-ar mai ușura traficul. Proiectul are o durată de realizare de aproape 11 ani. Din această perioadă, timp de 7 ani, se va lucra efectiv în teren. Cred că ar mai elibera un pic toată îngrămădeala asta din trafic. Ar fi foarte bine. Așteptăm. Peste 11 ani va fi gata, așa. Mai trăiesc, totuși. Nu cred că mă dă acum. Cei mai mulți bani din miliardul de euro preconizat vor veni din fonduri europene.